29 aprilie, Ioan 2, el 18 la 22. Iudeii au luat cuvântul și au zis, prin ce semne arăți că ai putere să faci astfel de lucruri? Trebuie răspuns, Iisus le-a zis, stricați templul acesta și în trei zile îl vă ridica. Iudeii au zis, au trebuit 46 de ani ca să se zidească templul acesta și tu îl vei ridica în trei zile? dar ele vorbea despre templul trupului său. Tocmai de aceea, când a înviat din morți, ucenicii lui și-au adus aminte că le spusese vorbele acestea și au crezut Scriptura și cuvintele pe care le spusese Isus. Ce semne arăți? Evreilor nu le-a plăcut că Isus a procedat așa de radical împotriva uneltilor păcătoase, în locurile sfinte și nici azi nu le convine oamenilor când cineva îi trezește din somnul păcatului. Ei ar dori mai degrabă să continue, dar nu văd prăpastia care așteaptă. Așa îl întreabă și evreii, prin ce semne arăți că ai putere să faci astfel de lucruri? Deci ei au vrut să vadă un semn ca să vadă cine i-a dat dreptul la asemenea lucrări. Dar Domnul care putea ușor să facă o minune nu a făcut-o aceste în inimi împietrite, cărora le-a păsat doar de avantajele lor, dar nu le interesa de fapt găsirea adevărului, nu ar fi crezut niciun semn. De aceea le-a răspuns, stricați templul acesta și în trei zile îl vă ridica. Aceasta ei nu au mai priceput-o, fiindcă ei puteau să gândească doar în limite firești, dar ucenicii s-au preocupat de acest cuvânt după ce Isus a înviat din morți. Da, crucea de la Golgota și mormântul gol sunt cele mai bune dovezi dumnezeiești pentru divinitatea și pentru atotputernicia lui Isus Hristos. Numai Isus, Fiul lui Dumnezeu, a fost în stare să ne salveze prin jertfa sa. Numai El a putut birui moartea, cea care prin păcat a ținut legată toată omenirea. Numai El a adus viața și neputrezirea la lumină. Ceea ce evreilor le era de râs și imposibil, ceea ce nu puteau ei pricepe deloc, fiindcă inimile lor erau întunecate, era adevărul minunat. Și așa a rămas până în ziua de azi. Cuvântul de la cruce le este evreilor o supărare, iar grecilor o nebunie. Dar pentru cei cărora Dumnezeu le deschide ochii interior, acest fapt înseamnă putere divină. Dar noi vedem aici că nu este suficient să-L întâlnești pe Isus și să auzi cuvântul Său. Inima noastră trebuie să fie deschisă pentru El. Noi, prin credință, trebuie să-L primim pe El și cuvântul Său. Atunci vor deveni un izvor al înțelepciunii divine și al puterii divine.